Problema era super simplă, trebuia doar să aplici teoria. Uitați-mi, notez că voi avea lucrare. Doamne, nu știu cum îi voi spune mamei mele. Da, păcat că pentru problema asta nu există o teoremă. Hei, nu e amuzant. Din cauza notei ăsteia, mama ta n-o să te lase să joci fotbal în acest weekend. O, nu! Nu putem juca fără tine. Duminică jucăm contra echipei Ninjas. Nu-i spune nimic. Nu se poate, trebuie să-mi semneze lucrarea. Ai putea să o semnezi tu în locul ei. Spune-le că mama ta e plecată săptămâna asta. Da, e o idee super. Ați căzut cumva în cap? Știți foarte bine că părinții află mereu toate poznele noastre. Dacă minți, situația se va agrava. Da, dar e mai bine să nu recunoști chestii pe care oricum n-o să le afle. Doar că mama parcă ar avea un radar natural. Ines are dreptate. E mai bine să îi spun eu înainte să afle de una singură. Da. Poftim, da. Poftim. Sami, m-am întors. Ce faci? Salut, mamă. Cum a fost ziua de azi? Wow, vrei să-mi ceri ceva sau să-ți ceri scuze pentru ceva? De ce spui asta? Pentru că numai atunci pui masa fără să te rog de 20 de ori. Atunci ești de acord cu mine, mai bine să recunosc și sunt iertat. Decât să mă minți, prefer să-mi spui adevărul, oricât de groaznic ar fi. Bine, dacă ți-aș spune că am luat 2 la mate, te-ai supăra? Nu! Ce-ai spus? 2 la matematică? Ai spus că nu te vei supăra. Doar n-ai vrea să te felicit, mai ales că am mai discutat despre asta. Trebuie să te concentrezi mai mult asupra școlii. Îți promit, am să muncesc serios. Bine, văd că profesoara ți-a scris să faci problemele de la pagina 121 la 188. Începe cu asta, fă toate problemele de acolo. Super, mă duc. Unde pleci? Să-mi fac temele. E ora mesei, nu ora de făcut teme, mâine ai timp. Poftim? Dar mâine după masă am antrenament cu echipa. Știu că fotbalul extrem e important pentru tine, dar școala are prioritate. Uită-te la tag, nu se antrenează, învață pentru examene. Dar nu e același lucru, el nu joacă pe teren. Mai mult, sunt capitanul. Nu te supăra, dar mă tot pedepsești într-una, mamă, nu e corect. Nu e o pedepsă. Dacă ai fi muncit la matematică, n-ai fi luat 2 și n-ar fi trebuit să faci exercițiile alea. Asta e. Data viitoare, învață mai mult ca să nu fii nevoit să-ți faci temele tot weekendul și să te poți duce la antrenament. Hai, la masă! Pedepsit. Bun, am o întâlnire. Pa, pa, spor la muncă. Oh, Greg! Salut, Isabel. Sami e acasă? Da, dar azi n-o să vină cu voi. Mamă, Greg n-a venit să mă ia la antrenament. Și el a luat o notă rea la mate, nu-i așa, Greg? Spune-i, dacă vom lucra împreună, vom fi mai motivați. Spune-mi, ți-ai adus cărțile de mate? Nu. Ah, sper că glumești. Ți-am spus de peste 20 de ori să nu uiți. Nu ne mai rămâne decât un singur lucru de făcut. Mă duc la Greg, mă duc să-mi iau cărțile. Prea bine, Sami, te avertizez. Despre? Diseară când mă întorc de la serviciu, îți verific exercițiile. O zi frumoasă, băieți. Am să-ți explic. Doar n-o să stați îmbufnați până la Crăciun. Eu nu, Greg stă îmbufnat într-una. Nu degeaba, Sami, m-ai obligat să o mint pe mama ta. Nu e chiar o minciună. Mama vrea să-mi fac temele la mate. Contează dacă le fac în tren sau la tine acasă? Dacă le fac în tren, o să mă pot antrena totuși. Nu numai minciuna e problema. Te-ai folosit de mine ca să minți. Da, gândește-te, dacă n-aș fi spus că vin la tine, nu m-aș fi putut antrena. Nu vă puteam dezamăgi. În cea de 79 și carbon. Ați ajuns! Fiți atenți, am terminat! Mă pot antrena și pot să și joc mâine. Minunat, grăbește-te! Da, da, vin acum. N-am mai făcut atâtea exerciții într-un timp atât de scurt. Sami, n-ai uitat ceva? Oh, nu, exercițiile la mate! Așteptați! Nu, nu, nu! Ah, oh, ce dezastru! Ah, ce dezastru! Du-te la obiecte pierdute. Într-o zi mama și-a pierdut cheile în tren și le-a găsit acolo. Oh, da? Crezi că va aduce cineva exercițiile mele la mate? Ah, ce-i de făcut? Singura soluție e să faci ceea ce ți-a cerut mama ta de la bun început. Vrei să se întoarcă să-și facă tema? O să piardă antrenamentul. Nici nu intră în discuție. Eu cred că e o idee bună. Nu, nu-i bună, e o aiureală.
Da. Mie îmi place cu ciocolată. Mie cu banane. I-am spus că lucrurile nu merg așa. A, au venit. Vai, vai, nu par prea fericiți. Ce-i cu voi, echipă? V-ați certat? Nu, nu, deloc. Să nu vă fie rușine că v-ați certat. Gata, calmați-vă, ninjas. Sunteți gata să anunțați provocarea? Lila, te rog. Dacă totul e în ordine, noi propunem o partidă de fotbal aerian. Sperăm că o să vă descurcați. Cu siguranță, acceptăm. Vă amintesc regulile fotbalului aerian. Ca un gol să fie valabil, echipele trebuie să paseze mingea, fără ca aceasta să atingă solul. În caz contrar, mingea va ajunge la echipa adversă. Puteți folosi părțile superioare ale clădirilor ca să recuperați sau să blocați mingea. Ați înțeles? Da, am înțeles. Foarte bine, ce teren ați ales? Labirintul. De acord, echipă? Nu vă e teamă că o să pierdeți? Ninjas, cred că ne e frică să jucăm fotbal aerian. Cu cât mai greu, cu atât mai poate, bine. Poate, dar tot greu e. Nu te teme, va fi bine. Le vom arăta ce înseamnă spiritul de echipă. Da, în privința asta ar trebui să discuți cu Greg. E încă supărat. Dacă el e supărat, de ce să-i vorbesc eu? Fiindcă tu ești cel care te-ai folosit de el fără să-i cer voie. Dacă o va ține tot așa, antrenamentul pentru proba asta va fi greu. Du-te, Sami, ce mai aștept? Da, știu, mă duc. Hei, vreau să-mi cer scuze pentru mai devreme. Ceilalți te-au rugat să faci asta? Nu. Nu ei te-au rugat să faci asta? Ba da, dar au dreptate, îți datorez scuze. Ești prietenul meu cel mai bun. Îmi cer scuze dacă am dat impresia că mă folosesc de tine. Prea bine, îți accept scuzele. Super! V-ați împăcat. Putem începe antrenamentul acum? Bine, să-i dăm drumul. Ce faci? Eu mă pricep la fotbalul aerian. Vă las să începeți fără mine. Între timp am să fac câteva exerciții la mate. Îmi caut caietul. Ce vrea să însemne asta? Că noi nu ne pricepem? Ai, lăsați-l în pace. Încetați, nu ne mai putem certa. Începeți antrenamentul. Eu mă duc să-l ajut pe Sami la mate. Așa o să câștigăm puțin timp. Sami, așteaptă. Ne apucăm. Vii, Greg. Bun, problema 50. E bine, să aplicăm teorema. O aplicăm. Sami, mă asculți? Sami? Luna, controlează mingea mai bine. Știu, mă străduiesc. Joey, trebuie să arunci mingea departe de echipa adversă. Cum așa? Luna, ți-am spus, controlează. Bine, am înțeles. N-ai probleme de rezolvat? Vii, Sami? Bine, îmi pare rău, vin. Așadar, exercițiul 15. O fabrică produce 300 de mașini pe zi. Sami? Complicați figurile. Jucăm cu ninjas. În caz că ați uitat, trebuie să fim creativi. Așa, de pildă. Priviți, cu figura asta o să-i dăm pe spate. Nu-i corect, Sami. Ți-am spus că te ajut la teme, nu că le fac în locul tău. Cu atitudinea asta, nici pe noi nu ne ajuți deloc. Hotărăște-te odată. Fie te antrenezi, fie îți faci temele la mate. Dar amândouă în același timp e imposibil. Dar eu... Eu nu mă mai antrenez. Nici eu. Dar... Bravo, Sami. Ce se petrece? De ce nu vă antrenați? Dar tu nu ar trebui să înveți? M-am străduit un pic să termin mai repede, să vin și eu aici. Păcat că ai făcut toate astea degeaba. Sami nu e disponibil, nu și-a făcut temele. Ba, le-am făcut, numai că mi-au căzut din rucsac. Nu pricep o iotă, îmi explicați? Am luat un 2 la mate. Mama a vrut să fac exerciții suplimentare. Le-am făcut în tren venind încoace, dar rucsacul mi-a rămas deschis, iar caietul cu exerciții a căzut. Acum vrea să facă și exercițiile și să se antreneze, dar nu iese nimic. Și asta este vina mea? E greu să faci două lucruri în același timp. De ce nu-ți faci temele diseară când te vei întoarce acasă? Păi, fiindcă el... Izabel, trebuie să ne antrenăm. Fotbalul aerian nu-i ușor. Izabel știe că ești la antrenament? Da, desigur, dar i-am promis că va fi totul gata când va veni de la muncă. Totul e bine atunci. Dacă sunteți de acord, o să terminăm antrenamentul un pic mai devreme ca să te întorci să-ți termini temele. E mai bine decât să nu ne antrenăm deloc. Să-i dăm drumul. Vom începe prin a jongla cu mingea împreună. Veniți. Exagerezi, Sami. Ne obligi să mințim pentru tine. Chiar crezi că ai timp să faci exercițiile când te întorci? Da, da, nicio grijă. Aveți încredere în mine. Sigur, n-avem de ales. Bine, nu-i prea rău. Să vedem cum o să reacționați în fața unui adversar. Joey, tu o să joci contra lui Greg și Alunei. Eu contra lui Sami și Ines. Hai, nu te sfii! Încearcă să treci de mine!
Bine, Sami. Mersi. Kung Fu Ninja! Bine, acum Joey e în echipa mea. Scuză-mă, Greg. Bună mișcare. Hai, da, Greg cunoaște, ești prea bătrân. Da, da, asta e, n-ai decât să râzi. Mâine nu în fața mea vei dribla, ci a celor de la Ninjas. Dacă ei au ales fotbalul aerian, înseamnă că știu că-s cei mai agili din campionat. Să terminăm acum. A, Sami, trebuie să-și facă temele. Da, da. Cât e ceasul? Nu-ți face griji, Isabel se întoarce peste 30 de minute. 30 de minute? O, Doamne, nu voi termina toate exercițiile. Da, bine, așa o să facem. Mama? Pe mâine. Salut, băieți. Te-ai întors deja? Ultima întâlnire a fost anulată, dar nu m-am supărat. O să-mi poți arăta temele. Să-ți arăt? A avut o problemă cu tema la mate. Și a făcut toate exercițiile, dar le-a uitat în tren. A trebuit să o ia de la zero. Cum adică le-a uitat în tren? Trebuia să înveți toată după-amiaza cu Greg. Ce ai de spus? Cred că am fost foarte clară. Azi nu trebuia să te antrenezi. Dar îmi voi face exercițiile imediat, promit, mă voi concentra, mamă. Îți dai seama? Nu numai că nu ți-ai făcut exercițiile, dar nici nu m-ai ascultat și ai mințit. Din cauza asta, mâine n-o să joci. Oh, nu, nu asta, te rog, nu se va mai repeta. Sper că n-o să se mai repete, du-te în camera ta. Dar... Imediat. Oh, nu-i corect. Cum să te ajut dacă mă minți? Îmi pare rău. Da, dar acum nu mai ai voie să joci mâine și ai pus echipa într-o situație jenantă. Nicio grijă, am să fiu ca tine, voi munci mult și mă voi concentra. Mâine dimineața am să-i arăt ce am făcut, se va răzgândi. Chiar crezi asta? Habar nu am, dar nu văd să fie altă soluție. Trebuie să meargă. Foarte bine, felicitări, scumpule. Super, mă lași la meci? Îți amintesc că ești pedepsit. Dar am făcut exercițiile. E adevărat, dar ieri m-ai mințit. Iar asta merită o pedeapsă. Oh, nu, te rog, mamă, nu se poate. Nu-mi pot dezamăgi așa echipa înaintea meciului. Te rog. Trebuia să te gândești la asta înainte. Vom juca împotriva celei mai bune echipe din campionat. Nu pot câștiga în patru. Nu mai insista, am spus nu. Dar... E numai vina ta. După fața ta, nu s-a înduplecat. N-ai voie să joci, nu? Nu e corect. Bine, te las. Îi anunț pe toți. O să încercăm să găsim o soluție. Oh, salut, Colin. Salut, Tag. Sami e acasă? I-am adus placa înapoi. Da, da, intră. Hei, salut, Sami. Șt, ai vreun plan pentru astăzi? Nu chiar. Vreau să faci ceva pentru mine. Hai în camera mea. Desigur. Șt, să nu ne audă mama. Bine. Unde vă duceți amândoi? Ești pedepsit, Sami. Fără fotbal, fără prieteni acasă azi. Așa ne-am înțeles. Da, dar Colin a venit doar ca să-mi aducă skateboardul. Eu mă duc să mă culc. Acum nu mă simt prea bine. Mă doare burta. Mă ajut să urc scările, Colin? Da, sigur. Lasă-te pe mine ușor. Am avut o neînțelegere cu mama, iar ea m-a pedepsit. De asta am nevoie de tine. Vreau să-mi iei locul. Poftim? Să-ți iau locul? Bine, am plecat. Să nu întârzi la meci. Colin, n-ai înțeles. Îmi vei lua locul aici, nu la meci, amice. Dar cum? Așează-te în patul meu sub pătură. Eu mă duc la meci și mă întorc. Dacă mama va intra în cameră, va crede că sunt eu. Îi spui că nu te simți bine și te va lăsa să dormi. Așa face mereu. Da, credeam că fac parte din echipă. Faci parte din echipă. Am putea spune că ești rezervă în echipă. Serios? Și mulțumită ție, eu voi putea juca azi. Sper că nu e acolo. Da. Poftim? Nu se poate. Ba, se poate. Sami e pedepsit? N-o să joace azi? Eram sigură că o să fie așa. Ce o să facem acum? Echipă, sunteți gata? Începem! Hai, mergeți. Vai de noi. Vă amintesc că provocarea de astăzi e fotbalul aerian. Golurile nu vor fi validate decât dacă mingea n-a atins solul. Altfel, mingea ajunge la echipa adversă. Terenul de azi va fi labirintul și împrejurimile. Poarta echipei Ninjas va fi ieșirea din metrou, iar a echipei containerul. În pauză schimbăm terenul. Sami încă n-a venit? N-o să vină, e bolnav. Oh, sărăcuțul de el. E prea speriat, nu? Nu. Durează prea mult. Trebuie să merg la baie. Trebuie să mă duc.
Așa, mă duc repede la baie și mă întorc. Sami, ești mai bine, scumpule? Repede. Vai, ușa. Dar tu ești Colin. Bună ziua, doamnă. După mine, dat fiind că sunteți patru, ar trebui să renunțați. Serios? De ce? Sami! Ce ai făcut? Dag ne-a spus că ai fost pedepsit. Vă place ninjas? Prietenii, reveniți-vă. Nici o grijă. Dacă am revenit, înseamnă că nu-s probleme. Echipa? Lord, ești foarte dezamăgit? Nu, preferăm să batem o echipă de 5. E mai stilat. Fiți gata! A mea e frumoasă încercare. Moment, pasează-i lui Lord. Sundu, stai pe poziție. Bine, am înțeles. Fiți atenți în visele tale. Sundu, marchează. Mirar. Ura! Ura! 1-0 pentru ninjas. Se vede că ieri s-au antrenat cum scrie la carte. Hai, Joy. Greg, atent. Mie, nu. Am rasat. Te-am aranjat. Ninja la ninjas. Lila. Mauen, înscrie. 2-0. Hai, Sami, e pentru tine. Da, știu. Sami, vino imediat, trebuie să discutăm. Ninja la ninjas. Salut, Colin, ce faci aici? Dar cum așa? Hai, meciul continuă. Dacă nu te superi, avem un gol de marcat. Sundu, recuperează. Acum. Apără. Trebuie să ne adunăm. 3-0. Dar eu nu... Salut, Isabel, mă bucur că ai venit să ne vezi. Serios? Știți bine de ce am venit. Dar... Nu fiți atât de surprinși. Sunt dezamăgită că ați luat parte la minciuna asta. Nu e vina lor. Ei nu știu că am făcut schimb cu Colin. Ieri l-am obligat pe Greg să minte. E numai vina mea. Îți cer iertare. Vă rog și pe voi să mă iertați. Sami, ia-ți lucrurile. Te aștept. Scuzele tale nu o să schimbe nimic azi. Acum o să jucăm în patru și o să fim făcuți praf de ninjas. Îmi pare rău. Trebuie să plec. Ce o să facem? Doar nu vreți să ne dăm bătuți. Îi pot ține eu locul lui Sami. Nu, trebuia să-i anunțăm de la începutul meciului. Paul ar putea face o excepție dacă ninja ar fi de acord. Ai dreptate, să vedem. Hai, Colin. Regulile nu se schimbă în timpul jocului. Nu! Ce se petrece? Au întrebat echipa adversă dacă pot să înlocuiască un adversar. Pot, Colin l-ar putea înlocui pe Sami. L-ar ajuta mai bine aici decât în pat. Asta și vreau. Nu e atât de simplu, ar fi trebuit să anunțe la începutul partidei că vor face o înlocuire pe parcurs. Asta e, ninjas nu ne lasă să-l înlocuim pe Sami cu Colin. Te rugăm, Isabel, avem nevoie de Sami. Da, chiar dacă ar merita pedepsit. În felul ăsta o să ne pedepsești pe tot. 4 contra 5 împotriva echipei ninjas, n-avem nicio șansă. Problema e că dacă voi fi de acord, Sami n-o să înțeleagă niciodată consecințele faptelor sale. Ba, am înțeles, mamă, îmi voi face temele și nu te voi minți niciodată. Mă voi strădui mult mai mult și voi face toate astea, mamă. Dar prietenii mei sunt pedepsiți din cauza mea și nu-i corect. Așa e, și nu e vina voastră. Bine, de acord, Sami, poți să joci, dar super. Fii atent. Când arbitrul fluieră sfârșitul partidei, vii acasă. Da, da, promit. Ești tare, mamă. Mersi mult. Da! Hai, Luna! Ines! Greg! Hai, Greg. 1-2. Pasă spre poartă. Pasezi, Sami. Nu, te rog, ai onoarea. Dacă insiști... Oh! 3-1. Bravo! O, da, am înscris. Bravo, Greg! Ura! Echipa și-a revenit. Lord, pasez! Nu, dar... Ninja la echipă! Ce-ai pățit? E ridicol! Poftim, tu n-ai pasat bine. Vreo problemă, ninja? Mersi! Nu! Ura! Cum adică puteam să o apăr? Atunci fii tu portar. Haideți, pasez, Lord! Pasea!
păzea, Greg. Da, la tine, Sami. 3-3, ninja la ninjas. Shiva, pasează, pasează. Hai, Ila, pasează. Poate cu altă ocazie. Să nu înscrie. Shiva, contăm pe tine. Mai puțin de 5 secunde. 3, 2, 1. Oh, nu, nu se poate. 4-3, a câștigat. Yuhu! Echipa. Am câștigat. Nu se poate. Bine, Sami, a fost grozav, dar nu uita ce am vorbit. Am șters-o. Salut, salut, Sami. Sami, ai nevoie de ajutor la tema la mate? Nu mă descurc, mersi mult. M-aș fi simțit aiurea dacă echipa ar fi pierdut din cauza mea. Îmi cer scuze că te-am mințit. Sami, o minciună te obligă să recurgi la alta și apoi la alta mai mare. Dar adevărul iese întotdeauna la iveală. E mult mai bine să spui adevărul, iar după aceea să-ți asumi consecințele. Oh, da, așa e. Mi-am învățat lecția. Sper. Apropo, te mai doare burta? Nu, nu, sunt mai...